Bună seara, dragii mei pui de Dumnezeu, și bine ați revenit. Nu ne-am văzut de aseară și este mult dor de voi. Și astăzi este o zi deosebită, așa cum o prezintă toată lumea. Este o zi care are, din punct de vedere numerologic, mai multe semnificații. Găsim mulți de trei acolo. Este 21 a 12-a, care înseamnă 12, înseamnă 3. Și acolo este în spate, la ultimele două cifre din 2021, tot 3. Dar de fapt este, în total este un 5. Dar noi ne întâlnim la ora 21 și la 21 și 21 vom fi în direct. Și 21 de secunde vom fi în direct. Este foarte interesant modul în care este prezentat. Sigur că din punct de vedere numerologic, din punct de vedere astrologic, sunt anumite lucruri care se întâmplă. În opinia mea, în această seară, o să fac niște corelații foarte interesante cu privire la nașterea și renașterea noastră și la modul în care nașterea Mântuitorului este pusă chiar în această perioadă, în perioada în care are loc solstițiul de iarnă. Pentru că astăzi, și știți că de regulă solstițiul de iarnă are loc undeva între 21 și 22 decembrie, practic de astăzi începe cu adevărat iarna. De astăzi începe cu adevărat iarna, pentru că știți că timpurile din vechi oricum erau cu două săptămâni mai în spate, așa cum știți calendarul vechi, și sunt mulți care încă mai țin calendarul vechi, și la Muntele Athos se ține calendarul vechi. Sărbătoresc pe vechi, ca să fim mai exacți. Dar din punct de vedere astrologic, din punct de vedere astronomic, astăzi se întâmplă anumite lucruri, pentru că se aliniază ceea ce înseamnă începerea unui nou element. Deci în seara asta vom vorbi despre naștere, renaștere, solstițiu de iarnă și toate conjuncturile care înseamnă pentru noi solstițiu de iarnă. Și vom face, desigur, în partea a doua a emisiunii, o minunată meditație în care ne vom naște și vom renaște. În partea a doua a emisiunii, nu ratați acea meditație, pentru că o să fie o meditație foarte, foarte mult gustată de cei care vor cu adevărat să renască în ființa lor. Mă numesc Ștefan Ion, de profesie om, sunt alături de tine în fiecare seară, aici și acum, pentru ca împreună să facem o lume mai bună în fiecare oră a vieții noastre și pentru cei din jurul nostru. Să dăruim, să fim mai buni, să fim mai binecuvântați în toate acțiunile noastre, pentru că dacă facem aceste lucruri, vom fi mai fericiți în interiorul nostru, vom renaște în interiorul nostru. Și aceste lucruri se întâmplă într-un mod deosebit. Vă salut și cu niște mânuțe mari, 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 așa acolo. Vă îmbrățișez pe toți, uite aici vă țin în sufletelul meu. De unde sunteți? Din țară și din străinătate? Și ca de obicei, Cornelia Din este prima acolo care ne salută și noi o salutăm și mă bucur că suntem împreună. Uite, Mirela Roșu spune că așteaptă ora 21 cu bucurie și eu aștept ora 21 cu bucurie. Discutam puțin mai devreme cu cineva, zice, dar ce o să facem după ce nu mai faceți în fiecare zi? E, o să vedeți voi că eu vă pregătesc să fiți mari și pe piciorușele voastre să fie bine acolo, să fiți binecuvântați în tot ceea ce se întâmplă. Bun.
Mai așteptăm câteva, un minut ca să intre și ceilalți în emisie, să intre acolo marea majoritate care vor să asculte și mă bucur că putem să dăruim aceste elemente. Iată că ne apropiem încet, încet de ceea ce înseamnă nașterea Mântuitorului și are o legătură cu tot ceea ce înseamnă solstițiul de iarnă. Și o să uite, Maria Iovan spune că asta se întreabă și ea. Ce o să facă ea când nu o să mai fie aceste lucruri seară de seară? Ce o să faci, Maria? E foarte simplu. Accesezi de pe canal o meditație care ți-a plăcut, accesezi o emisiune care vrei să o revezi și suntem la un mesaj distanță. O să vedem cum o să facem, dar important este că am ținut să facem aceste emisiuni. Nu știu dacă uite, Iuliana așteaptă școala de terapeuți. O să începem și lucrul ăsta, dar vă rog să mă credeți că în această perioadă am lăsat-o în plan secund, pentru că o să facem acest lucru și o să anunț când va fi timpul să facem acest pas în evoluție. Eu am făcut această zonă de terapie în direct timp de vreo 2 luni de zile și o să merg până când o să terminăm, ca să fiți pregătiți pentru pasul următor. Anul trecut am pregătit pe dragii mei pui de Dumnezeu în tabere cu ceea ce înseamnă solstițiu, echinoxul și modul în care se aliniază anumite lucruri ca să le înțelegem. Și este o corelație între umbră și lumină, este o corelație între lumină și întuneric, este o corelație între modul în care umbra acaparează foarte, foarte mult în această perioadă. Ce se întâmplă? Ați observat că în această perioadă întunericul ne cuprinde pe fiecare, da? Ziua scade și întunericul este din ce în ce mai mare, 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 mare. Ei, în această zi este zona în care pur și simplu nu va mai crește începând de astăzi noaptea peste noi și ușor, ușor ziua va începe ea să crească, adică lumina venită în noi va începe să crească din nou. La un moment dat ajungând egală cu ziua cu noaptea, iar apoi crescând ziua mult mai mult și ne ducem în vară, unde atunci este ziua foarte puternică și unde soarele este foarte important. Ei, ce se întâmplă? În momentul în care scade în permanență soarele și acțiunea soarelui la fiecare din noi, există anumită stare în interiorul nostru, o anumită stare de tristețe, o anumită stare de delăsare. O să vedeți că lucrurile în timpul iernii avansează din punct de vedere al efectelor la nivel de sănătate și o să vorbim, să vedem cât am timp și cât pot să abordez din elementele astea, dar dacă înțelegem că putem să ducem elementele la nivelul următor, o să înțelegem că putem să scăpăm de aceste lucruri, pentru că lumina din noi este lumina pe care o aprindem noi aici, în inima noastră, în sufletul nostru, și lumina pe care noi o avem în interior, ea poate să lumineze tot ceea ce este în jur. La tot ceea ce lansează astrologii, numerologii în această perioadă, și știți că eu fac parte din ambele categorii ca și știință, dar important este să înțelegem că nu trebuie să trăim în exteriorul nostru, adică ce face Universul peste ceea ce noi înțelegem. Nu. Universul ne dă în același moment orice ajutor pentru ca noi să putem evolua. În același moment ne dă toată susținerea de a evolua din toate punctele de vedere. Dar lumina pe care noi o aprindem aici în sufletelul nostru, în Duhul din noi, este lumina care va genera această expansiune de lumină.
Poate nu v-ați întrebat oare de ce Mântuitorul s-a născut într-o peșteră? V-ați pus vreodată întrebarea asta? Mai, dar de ce Mântuitorul nostru s-a născut într-o iesle, dar într-o peșteră? Da? Într-o peșteră acolo în întuneric. V-ați întrebat de ce? Oare de ce Mântuitorul a fost înmormântat tot într-o peșteră și s-a dus tot în întuneric? V-ați întrebat de ce? Ei, are legătură între lumină și întuneric, modul în care lumina duce întunericul într-o altă perspectivă și modul în care lumina, pur și simplu, atunci când vine, risipește orice fel de urmă de întuneric. Mai e un lucru și nu este prima dată când spun. Nu gândiți negativ despre întuneric, pentru că el este o altă formă, da? Vedem că noaptea noi ne odihnim, da? Este o altă formă. Nu gândiți neapărat negativ față de umbrele care se manifestă prin voi. Ca să nu li zic diferit, știi? Umbra din noi este poate cel mai bun profesor. Umbra din noi care ne cuprinde și ne-a cuprins, vedeți că a început să crească, să crească în permanență noaptea și acum este noaptea cea mai profundă în această perioadă. Iar de mâine se spune stop și începem să urcăm cu ziua, da? Începe ușor, ușor, la un moment dat, în primăvară, pe 21 martie, se echilibrează, după aceea urcă în continuare, da? Deosebirea între solstițiu și echinoxul este că la solstițiu una este mai mare decât alta, ziua sau noaptea, iar la echinoxul ele sunt egale. Și astăzi suntem în acest element. Ei, ne întoarcem la peștera Mântuitorului. Nu întâmplător el s-a născut acolo în întuneric, dar el a venit în întuneric. Esența venirii Mântuitorului este aducerea luminii în întuneric. În momentul venirii Mântuitorului pe pământ, nu știm cu adevărat misiunea pe care a avut-o, o bănuim, dar el a venit foarte clar să aducă lumina pe pământ. Iar în momentul în care a venit Mântuitorul pe pământ, în jurul solstițiului de iarnă, este simbolul pe care Mântuitorul îl aduce, fiind lumina ce va risipi întunericul de pe pământ. În momentul în care la plecare se duce și este, așa zis, înmormântat, pentru că el demonstrează că moartea nu există și ne lasă și nouă acest simbol că moartea este doar o trecere spre o zonă mult mai luminată, trece din nou prin peștera de întuneric, se duce în întuneric și ridică din întuneric pe toți cei care au fost până la acel moment. Deci, atenție, simbolul acesta este simbolul poate cel mai înalt al venirii Mântuitorului pe pământ, pe lângă faptul că el s-a înălțat, da, simbolul naștere, renaștere, înălțare. Astea sunt simbolurile și ăsta este elementul primordial pe care trebuie să-l înțelegem. Deci, naștere, renaștere, în a doua formă de intrare în întuneric și apoi înălțare și unire cu Tatăl. Acest element primordial este aducerea luminii din lumină, deci din lumina lui Dumnezeu vine Mântuitorul care este lumină din lumină și transformă lumina și o dăruiește tuturor. Evident că din punct de vedere creștinește lucrurile astea stau foarte frumos. Stau foarte frumos și arată modul în care noi facem anumite lucruri. Și am să fac, cât timpul îmi va permite, am să fac legătura dintre modul în care suntem într-o anumită perspectivă din punct de vedere și al suferințelor interioare în această perioadă, pentru că se trec prin două manifestări foarte importante. Dar lucrurile astea să vedem cum ne încadrăm. Și este foarte important să înțelegem acest aspect, că lumina din lumină creează lumină și acolo unde este lumină nu este niciun pic de întuneric.
Ei, asta trebuie să facem noi în esență, ca tot întunericul pe care l-am avut la naștere, să-l alchimizăm și să-l transformăm în lumină, ca în momentul în care ne ducem în această lumină, iată, suntem la 21-21, din punct de vedere energetic ar trebui să stăm așa, într-un fel, și să zicem gata, acum vine Bunul Dumnezeu la noi. Nu e așa. Da? Vine în permanență, Mântuitorul se manifestă în permanență în noi și aici există această esență, Duhul Sfânt. Da? Dar să nu judecăm pe cei care gândesc într-un anumit fel, ci pur și simplu eu îi accept. Da? Dar chestiile astea în care spunem, vezi că la 21-21 trebuie să fii nu știu în ce meditație, nu știu în ce poziție, nu știu ce asta, că vine peste tine energia. Nu. Chestiile astea sunt iluzii în care trăim. Oricând, oriunde putem să fim uniți cu Bunul Dumnezeu, cu Mântuitorul Iisus Hristos, în manifestarea noastră în care lumina duce întunericul într-o altă zonă. Întunericul se retrage când omul este lumină, da? Dar atunci când ne cuprinde întunericul, evident că elementele din noi capătă alte valențe. Asta trebuie să înțelegem cu adevărat, da? Asta este venirea Mântuitorului pe pământ, modul în care el vine din întuneric, creează lumina, crește lumina, la un moment dat acolo se duce pe cruce și se răstignește pe noi, se duce și este înmormântat din nou în întuneric, dar creează din nou lumina și se înalță, o duce la Tatăl Ceresc, coborând după aceea peste noi întreaga lumină prin Duhul cel Sfânt și unindu-ne în tot și în toate. Deci viața noastră întotdeauna este naștere, renaștere, lumină și întuneric. Dar lumina trebuie să ducă mai departe acest întuneric. Foarte important să înțelegem acest aspect. Foarte important și trebuie să facem legături între aspectele luminii și întunericul, între umbra din noi și lumina pe care o creăm și care o dăruim tuturor oamenilor. Da? Și eu v-am mai vorbit despre pasărea Phoenix, eu v-am mai vorbit despre modul în care se manifestă și să știți că lucrurile astea, înainte de venirea Mântuitorului, s-au sărbătorit la foarte multe popoare, s-au sărbătorit la foarte multe popoare pentru că exista. Ei nu știau de ce să lege neapărat aceste lucruri, luau anumite zeități pe care le duceau în cultul soarelui și aceste zeități în cultul soarelui duceau manifestarea luminii și a întunericului în niște elemente pe care le făceau. Dar să știți că și celelalte popoare, și poporul român avea un asemenea cult, da, un cult al soarelui. Și toate celelalte elemente, și grecii, și egiptenii, și iudeii, și toți ceilalți aveau aceste culte prin care lumina venea atunci când exista moarte, reexista renaștere și se duceau într-o altă manifestare. Deci să nu judecăm, și asta v-am rugat de fiecare dată. Evident că noi trebuie să înțelegem acest lucru și eu întotdeauna îl înțeleg și îl raportez la cruce, la Hristos, la Sfântă Treime, dar și ceilalți, să știți că prin manifestările lor au o altă formă prin care ajung la o altă înțelegere asemănătoare cu noi. Nu trebuie să-i judecăm și să facem diferențe. De fapt, asta e esența noastră umană, să nu judecăm omul, să nu judecăm forma în care omul se duce într-o anumită trăire. Da? Și dacă nu judecăm acest aspect, să nu judecăm nici modul în care cineva trăiește o anumită manifestare. Când trăim într-o anumită evoluție, pur și simplu rămâne în noi orice formă de invidie, orice formă de judecare, orice formă de umbră în care vrei să te compari cu cineva. Da? Când vrei să te compari cu cineva, de fapt în interiorul tău vorbește ego-ul tău, adică întunericul din tine, să fie cu iertare. În momentul în care te consideri
și consideră pe ceilalți la fel, cel puțin, ca tine, lucrurile stau cu totul și cu totul diferit. Nu există competiție, nu există acolo niciun fel de provocare, ci pur și simplu totul este o raportare la divin. Orice ființă înainte de manifestare trebuie să vină prin naștere, trebuie să se auto-înalțe, să crească și atunci când va fi cazul să renască. Pentru că noi vom renaște doar atunci când vom fi botezați în Duh. În Duh, cum am spus de nenumărate ori și cum spune și Carmen acum. În momentul în care noi nu înțelegem că la fiecare solstițiu trebuie să renaștem la nivel sufletesc, la nivel spiritual, atunci când ne-a cuprins într-un anumit fel întunericul și să creăm din interiorul nostru, prin Hristosul interior, renașterea luminii hristice, renașterea trăirii noastre prin sufletul nostru. Când vrem să fim așa cum așteaptă mulți să fie salvați din exteriorul lor, nu vor înțelege cu adevărat care este unirea cu Hristos. Hristos, dragii mei, bate la poarta inimii noastre în permanență, în fiecare secundă a vieții. Dar noi trebuie doar să-L primim. Și El creează acest soare care luminează în permanență, creează o conștiință deosebită și indiferent de trăirea pe care o avem, se manifestă. Da? Să ne amintim că același lucru, așa cum vă spuneam, se întâmpla și la egipteni. Acolo vorbeau despre nașterea lui Horus. Să ne amintim că și druizii aveau o asemenea sărbătoare. Alban Arthan era cel care era sărbătorit cu acest lucru. Da? Să nu uităm că în Persia Mitras era în asemenea formă în care noi o înțelegem prin Iisus Hristos. Da? De ce se întâmplă ca în această perioadă din zona de toamnă spre iarnă să pierdem foarte multă energie? De ce pierdem energie? Energia pe care noi o simțim vine tocmai de la iubirea pe care noi o manifestăm în noi, lumina pe care noi o manifestăm în noi. Modul în care vibrăm cu lumina care vrea să fie alături de noi. Și modul în care noi ne pregătim pentru lumină sau ne pregătim pentru întuneric. Aceste elemente prezentate de mine, dar nu numai de mine, ci de mulți învățați de-a lungul timpului, ne dau legăturile pe care noi în interiorul nostru le avem cu Divinul Creator, cu Dumnezeu. Și ne dă această perspectivă de trăire în care trăim și noi suntem binecuvântați, suntem într-o zonă unde prindem și primăvară, unde vine totul la viață, da? Prindem și vara în care începe să se coacă totul, apoi vine toamna în care luăm toate roadele, dar vine din nou moartea. Da? Ne naștem și după aceea ne ducem din nou spre moarte ca să putem să reînviem de fiecare dată vis-a-vis de cei care cred că au venit pe pământ și în 20 de ani, în 30 de ani, ei vor înțelege totul. Nu este chiar așa, pentru că avem miliarde de ani în spate și noi vom merge spre cunoaștere în funcție de asumările noastre. Noi nu suntem chiar Hristoși. Eu când spun pui de Dumnezeu, puiul de Dumnezeu este cel care crește din găoacea în care am fost creați, din spiritul nostru, acolo crește, crește mare și devine la un moment dat un fiu. Dar încă noi suntem puișori de Dumnezeu și ne ducem spre fiul în manifestare, în Hristosul care vrea să ne urce spre noi. Este fratele nostru mai mare, dar el este forma de ființă, fiu al omului, dar și fiu de Dumnezeu, care ne arată toate aceste lucruri. Ei,
pe măsură ce ne cuprinde întunericul și suferința și manifestarea din interiorul nostru începe să crească. Pe măsură ce începe din nou lumina să cuprindă interiorul nostru, o să vedem că manifestarea noastră este mai vioaie. Pur și simplu noi renaștem, așa cum și pasărea Phoenix se renaște din propria cenușă. Și pasărea Phoenix renaște din propria cenușă pentru că acest lucru și-a dorit să facă și să înțeleagă cu adevărat pe tot ceea ce au avut ca și manifestare. Și vedem simbolul păsării Phoenix la toate popoarele care au o structură de înțelegere complexă și găsim la toate popoarele lumii. De aceea nu trebuie să îi judecăm ca fiind diferiți unii de alții. Dumnezeu a hotărât să fim într-o anumită zonă, într-un anumit continent, dintr-o anumită nație, dintr-o anumit părinți și noi trebuie doar să ne bucurăm. Nu contează că suntem români, egipteni, evrei, hinduși, nu contează, ci pur și simplu modul în care ne manifestăm este modul în care înțelegem această lume. Pasărea Phoenix apare de multe ori în toate prevestirile în care din moarte revine la viață și trăiește într-o altă perspectivă. Și vedem în multe istorioare în care apare această minunată pasăre Phoenix, care apare de multe ori și în zona poporului arab și în care pur și simplu apare această pasăre care își face cuib, adună acolo smirnă, adună mir, denard, adună casia și pur și simplu se manifestă în trăirea soarelui. Regele Apollo, auzind acest frumos cânt al păsării Phoenix, oprește pur și simplu carul de ruptă și ascultă această pasăre, dar în același moment, din cer, cade o scânteie și pasărea Phoenix arde cu această scânteie. Trei zile mai târziu, nu întâmplător trei zile, vedem și la Mântuitor, la nașterea Mântuitorului, că peste trei zile se întâmplă din nou nașterea, pasărea Phoenix se renaște din propria cenușă. Ea îngroapă vechea pasăre din care ea a reieșit și apoi pur și simplu renaște pentru încă 500 de ani. Așa spune istoria. Ei, vedeți că de fiecare dată se întâmplă acest lucru și apare de fiecare dată. Ce găsim în zona de transcendere? Da? Prima tabără, nu uitați, prima tabără pe care o facem chiar în săptămâna patimilor dinainte de Paști, nu întâmplător am pus-o așa, pentru că voi face o tabără în care cei care vor veni acolo vor transcende din starea de umbră într-o stare de lumină. Da? Deci noi trebuie să facem transcendere, transmigrație a sufletului nostru într-o zonă de renaștere. Pentru că același lucru găsim și la egipteni, în care apare o pasăre care era numită Bennu și era legată de acel zeu al soarelui, regele și zeul soarelui era Ra pe timpul egiptenilor. Și această pasăre simboliza conexiunea dintre lumină și de întuneric, dintre bogăție și fertilitatea acestei nații. Și la fel se întâmplă o renaștere
La fel găsim și în mitologia evreiască, da? Era pasărea Milcam și este pasărea care ne spune foarte clar că a făcut deosebirea atunci când Adam și Eva cad datorită păcatului. Această pasăre nu cade în păcat, pentru că marea majoritate a celor care trăiau în rai, după ce Adam și Eva au mâncat din mărul cunoașterii, au căzut, marea majoritate ei, pasărea Milcam nu a căzut, ea a stat vrednică și pur și simplu a rezistat acestor tentații. Îngerul morții vine la cei care au mâncat, dar la ea nu poate să vină, pentru că ea nu a mușcat din acel măr. E altceva, mărul este doar un simbol. Și vedem că ea trăiește în mod nelimitat și ciclul ei de renaștere este undeva la 1000 de ani. La fel am găsit și în zona hindușilor, unde se regăsește o pasăre care se numește Garuda. Este o pasăre care apare ca un vultur pe templul hindus și este o pasăre care protejează oamenii împotriva răului, împotriva acestui simbol de întuneric și este simbolul de revenire a soarelui. Da? La fel vedem și la americani există un asemenea simbol a păsării Phoenix și este tot un simbol în care cei care au acest simbol, Thunder Bird, îi protejează în ceea ce înseamnă revenirea la lumină. Deci peste tot vedem în lume manifestări a revenirii de la naștere spre moarte și renaștere și ajungerea în simbolul luminii și acest element trebuie să-l înțelegem că se întâmplă la ceea ce înseamnă solstițiul de iarnă. Iar acest solstițiu de iarnă trebuie să-l vedem ca o renaștere în interiorul nostru. Ok, a venit mult, 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 mult întuneric pe noi, în regulă, l-am acceptat, dar începând de astăzi, din acest moment, da? Noi vom crește lumină, 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 când va egaliza și apoi vom aduce lumină suficientă în interiorul nostru ca să fim echilibrați. Dar echilibrarea nu se face din exterior, ci tot din interior se face. Atâta timp cât Hristos este în mine și lumina lui depășește orice formă de a înțelege alte elemente, pur și simplu noi înțelegem cum se întâmplă. Și știm foarte bine că foarte multe lucruri apar ca și boli în interiorul nostru în această perioadă. De ce? Pentru că sunt niște manifestări care țin de anumite elemente. Țin de elementele respiratorii, da? Observăm că iarna nu putem să respirăm pentru că aerul este rece, nu putem să respirăm. În interiorul nostru se întâmplă foarte multe transformări, niște avertizări care vin acolo, da? Și de foarte multe ori solstițiul de iarnă ce înseamnă? Că soarele trece într-o zodie de săgetător sau aici îl găsim pe Jupiter sau Marele Zeus în cea a Capricornului, guvernată de Saturn sau de Cronos. Da? Planetă care, atenție, ne aduce lecțiile de viață. Ei, lecțiile de viață nu prea le acceptăm noi așa cu ușurință, dar tocmai aceste lecții de viață, vă rog să mă credeți că fac diferența în evoluția noastră. Închipuiți-vă, dacă noi n-am avea nicio durere pe pământ, dacă noi n-am avea nicio încercare pe pământ, dacă noi am face orice fără să vină nicio manifestare pe noi, în ce hal am fi?
pentru că n-am mai trăit în sinceritate, în onestitate, nu m-am mai vedea și nu am mai deosebi binele de rău, nu am mai deosebi iubirea cu adevărat și frica și nu am mai deosebi războiul în care ne aflăm în totalitate. Iar aceste lucruri care se întâmplă, la fel cum se întâmplă și în Pasărea Phoenix, dar acum se întâmplă din punct de vedere creștinesc, pentru că eu întotdeauna îl înțeleg pe Hristosul din mine, evident că am cunoaștere că se găsește această structură peste tot, dar eu îl înțeleg prin Hristosul, prin copilul care vine acum în noi peste 4 zile, dar vine la solstițiul de iarnă. Și acest copil crește, 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 crește în noi, aduce lumina, care lumina va aduce toată binecuvântarea în interiorul meu. Și dacă nu înțelegem aceste lucruri care vin ca și lecții de viață pe noi, nu o să înțelegem nici această evoluție sau de multe ori revoluție pe care trebuie să o facem și să lăsăm în urmă elementele de întuneric. Să lăsăm războaiele noastre, să lăsăm conflictele din noi, să lăsăm soarele să ne cuprindă în totalitate și soarele să îndepărteze orice formă de întuneric. Să ne asumăm această naștere și renaștere în totalitate. Să ne dăm seama că toate elementele, din punct de vedere astronomic, astrologic, numerologic și de ce vreți, vin tocmai ca și manifestare să ne dea de înțeles la fiecare din noi modul în care noi trebuie să ne regenerăm viața, să ne reinventăm, să ne reascultăm sunetul și vocea sufletului nostru după principii corecte, după principii care să lase în urmă orice trecut. Și să facem pace cu trecutul și să aducem în interiorul nostru o formă care pur și simplu să genereze lumina care să lumineze tot întunericul nostru și toată trăirea din noi. Fericirea, dragii mei, nu poate să ne ofere cineva. E adevărat că noi învățăm alături de mari învățători, învățătorul meu fără discuții. Am zis, am declarat și rămâne ferm, Mântuitorul Iisus Hristos, care este reprezentantul lui Dumnezeu, Tatăl, și care ne arată și vine pe pământ ca frate al nostru și ne dă această cunoaștere. Modul în care înțelegem fiecare ține de transformarea și de asumarea noastră în trăirea respectivă. Ei, am spus că puțin mai devreme, planeta Saturn ne dă anumite elemente, așa cu boldulețul ne arată anumite zone prin care noi să învățăm. Durerile de oase vin tocmai pentru că în această perioadă planeta Saturn ne dă prin ceea ce înțelegem noi, prin zona Capricornului, aceste dureri în care vedem că ceea ce numim reumatism, ceea ce numim dureri de oase, ceea ce numim zone de dezechilibru la nivel de oase, ne arată modul în care noi stăm sau nu echilibrați în lumina noastră interioară. Pentru că de o parte, Saturnul se ocupă de oase, dar zodia care urmează imediat după, Vărsătorul, se ocupă tot de zona picioarelor, de la genunchi în jos. Da? Și în această perioadă, dacă noi nu înțelegem legătura dintre condițiile care vin în noi și condițiile care trebuie să renască în noi, evident că putem să fim avertizați un pic mai dureros. Da? Să ne gândim la tot ceea ce înseamnă aceste dureri de oase și să aducem acolo mai multă lumină, mai multă conectare la Divinul nostru interior, la Hristosul din noi și să vedem ego-ul nostru, acest eu vreau. În momentul în care auziți că eu vreau, eu fac, eu dreg,
o să înțelegeți foarte clar că aveți de-a face cu un om care lucrează la nivel egotic. În momentul în care ne abandonăm, iar eu spun de fiecare dată că eu nimic nu fac, ci Hristos face, iar eu sunt doar un slujitor al lor. Iar această brumă de energie care mi-o dă de fiecare dată, acest element nu este un element de iluzie, este un element care îl înțelegem cu adevărat. Deci să avem grijă în această perioadă la bolile de oase, la tot ceea ce înseamnă dureri articulare și la tot ceea ce înseamnă legătura noastră cu Divinul, care înseamnă coloana vertebrală, da? Acolo vine toată legătura cu tot sistemul nervos, cu aparatul central, cu computerul care folosește lumina și întunericul din noi și care dă semnalul somatizării ca noi să vedem dacă suntem acolo unde trebuie sau nu. Putem să întâlnim și forme de anemie, de spondilită, de spondiloză, de tot ceea ce înseamnă dureri toracale, dureri lombare și am făcut emisiuni nenumărate și am făcut meditații în care am așezat coloana vertebrală, am făcut special pe durerile lombare, toracale și durerile în zona de sus a coloanei vertebrale. Și acolo am reglat toate aceste lucruri. Cei care au asemenea dureri poate să reia acele informații și acele meditații, pentru că o să vedeți că ele funcționează, chiar dacă au fost făcute acum o perioadă. Și trebuie să înțelegem că trebuie să renaștem în interiorul nostru odată cu venirea în totalitate a întunericului. Nu există mai mare întuneric în timpul anului decât aici, în această perioadă, dar știm că se naște Hristos, asta așteptăm noi cu toții, se naște Hristos acum și Hristos aduce în interiorul nostru lumina care îndepărtează ușor, ușor și crește ușor, ușor pentru a cuprinde întreg întunericul. Să avem grijă de modul în care ați văzut că în această perioadă noi facem multe abuzuri. Vin sărbătorile, vine fericirea în noi, vin manifestările și vin copiii la noi, vin părinții la noi, vin bunicii la noi, vin cei dragi, dar ne apucăm și facem tot felul de abuzuri, da? Mâncăm într-un mod, credem că în această perioadă avem vreo două corpuri, manifestăm anumite elemente care sunt acolo dăunătoare, consum de alcool și alte lucruri. Și ar fi bine să fim foarte atenți. De ce? Pentru că în această perioadă, din punct de vedere energetic, suntem mai puțin aspectați corespunzător și dacă și noi aducem și o altă presiune care înseamnă o mâncare grea, elemente care nu sunt atât de benefice în interiorul nostru, vom avea anumite somatizări și anumite lucruri care înseamnă acolo o legătură cu zona care ne dă semnalul că nu mâncăm corespunzător. Da? Avem acolo o care se numește o biluță, o chestie mititică așa, care ne dă și ne spune atenție, nu ești pe direcția corectă, consum lucruri care nu sunt firești. Nu vă duceți în medicamente, adică pe de o parte luați și medicamente, adică vă duceți tot într-o formă care nu este chiar corespunzătoare, mâncați și mai mult, consumați și alte elemente, zicând, lasă că o să treacă sărbătorile noastre. Dragii mei, sărbătorile și venirea lui Hristos nu este o intrare într-o stare nefirească, ci este o sărbătoare. În momentul în care îl primesc pe Hristos, să primesc lumina, energia lui, binecuvântarea lui, renașterea și nașterea sa, renașterea mea interioară. Și nu mă duc într-o formă de dependență, într-o formă în care hai să facem acum abuzuri ca să facem lucruri. Și eu mi-amintesc cu bucurie de momentele în care eram copil. Cu câtă bucurie așteptam sărbătorile.
Erau acele minunate lucruri în care ne duceam. Acum nici nu mai vezi, că nu-ți mai bate copilul la ușă să-ți spună o urare, ci pur și simplu se plimbă niște oameni pe străzi, fac gălăgie, dar Hristos nu este gălăgie. Hristos este renaștere în liniște, în acceptare, în răbdare. Da? Aveam o bucurie de nedescris când eram copil să mă duc. Ne pregăteam cu vreo lună de zile înainte. Făceam repetiții, da? Făceam repetiții și știam acolo, știam steaua, știam plugușorul, știam colindul. Știam cine trage buhaiul, cine este cu clopoțelul. Aveam alte preocupări. Acum suntem preocupați de tablete, suntem preocupați de iluzii. Ei, viața în Hristos nu este intrarea în iluzie, este ieșirea din iluzie. Iar modul în care ne ducem spre această perspectivă, fiecare o judecă cum este. Eu nu o judec. Eu întotdeauna o privesc detașat. O privesc detașat. Pe mine mă interesează subiectul. Un om care îl trimite bunul Dumnezeu la mine, trebuie să-l slujesc cu bucurie, trebuie să-i arăt partea de înțelegere pe care o am, cu umilința mea cunoaștere, și modul în care el va face trecerea de la naștere la renaștere și la înviere, la înălțare, este un alt subiect. Am pierdut esența acestor sărbători. Da? Vedeți că ne ducem în sărbătoarea care nu prea are de-a face cu Mântuitorul. Crăciunul este nașterea Mântuitorului, este renașterea noastră interioară, este lumina care vine din întuneric și care creează tot pe acest pământ. Fără lumină nu există nimic în acest pământ. Fără lumină în interiorul nostru suntem pierduți. Iar dacă nu lăsăm lumina să crească în noi și dacă ne ducem în alte perspective, să-mi fie cu iertare. Pur și simplu, sunt aici în fiecare seară alături de voi să vă spun perspectiva pe care eu o înțeleg în această trăire. Dar perspectiva cu adevărat pe care trebuie să o trăim este perspectiva ieșirii din întuneric. Ieșirea din peșteră. Da? Și de fiecare dată când ajungem în peșteră, să știm că de acolo vom crea lumina care va duce întunericul într-o zonă care se duce într-o perspectivă de iubire. Să nu uitați să iubiți în această perioadă, să nu uitați să judecați, să nu uitați să faceți lucrurile de folos, să nu uitați să fiți fericiți, dragii mei. Fericirea nu se găsește în afara noastră, că vine cineva și îmi dă 2 metri cub de fericire. Nu. Fericirea este aici și acum. Aici și acum. În acest moment, în această secundă, sunt fericit, am înțeles cine sunt, am înțeles cine este Hristos, am înțeles că El trăiește în mine. Am înțeles că prin Duhul prin care eu îl manifest, oamenii sunt fericiți alături de mine, dar asta nu înseamnă că eu îi țin alături de mine, ci fiecare se poate manifesta în bucuria lui. Asta este trăirea cu adevărat. Asta e trăirea prin care noi manifestăm binecuvântarea vieții, a nașterii, a renașterii, a înălțării. Și iar de la capăt. Naștere, renaștere, înălțare, naștere, renaștere, înălțare în fiecare an. În fiecare an. Trăim 1000 de ani pe pământ în fiecare zi. Da? Și în fiecare an avem naștere, renaștere, înălțare, naștere, renaștere, înălțare, naștere, renaștere, înălțare. Da? Vedeți? Urmăriți ceea ce face pământul, urmăriți ceea ce face luna. Urmăriți aceste aspecte. Și o să vedeți și o să înțelegeți cu adevărat cine sunteți. Sunteți pui de Dumnezeu, viitori fii de Dumnezeu care vor manifesta lumina și ne vom uni în tot și în toate cu unul Dumnezeu în manifestare. Sunt Ștefan Ion,
de profesie om. Sunt aici alături de tine să-ți urez sărbători fericite, binecuvântate alături de cei dragi. Nu uita să fii fericit azi, aici și acum. Nu lăsa iluziile să zică vine de undeva fericirea. Nu, fericirea se creează de aici și se dăruiește tot de aici, din sufletul nostru. Te aștept, este ora 22, te aștept la 22:10 să intrăm și să ieșim din întuneric prin unul Hristos, Dumnezeul nostru, care se naște aici în această perioadă și care va genera această schimbare și a generat această schimbare începând de acum 2000 de ani și această manifestare crește, crește. Să nu vă îndoiți, așa cum vă spuneam și aseară, în fiecare moment Dumnezeu va avea ultimul cuvânt, să nu intrați în frică. Vă iubesc, vă binecuvintez și vă aștept cu bucurie, cu armonie. Sunt Ion Ștefan și pentru tine om, în manifestare și slujire. Doamne ajută! Să vă fie de folos, să ne fie de folos. Amin, amin, amin.